el rămâne acum așa întreg. Bună ziua! Voi pregăti astăzi pentru felul 2 o imensă pulpă de curcan. Această pulpă de curcan am pus-o peste noapte. De fapt, de ieri seara am pus-o și până acum la ora 12. Am pus-o în saramură, adică în apă cu sare. La fiecare 250 de ml de apă adăugată am pus câte o linguriță de sare, așa că la prepararea cărnii nu am să mai folosesc sare. Noi vom servi pulpa de curcan alături de cartofi aurit. Cartofii voi face cu rozmarin, puțină boia, voi pune și ceapă pentru aromă și ulei de floarea soarelui presat la rece extra virgin. Iar pulpa am să o prepar cu boia, puțin ulei și câțiva căței de usturoi. Am pregătit aici 5 căței de usturoi. Eu am folosit 5 cartofi de mărimea aceasta. L-am pregătit ăsta să vi-l arăt, deoarece i-am tăiat deja rondele ca să îi pot lăsa cât mai mult timp aici. Și pe tine te filmează. Ca să-i pot lăsa cât mai mult timp în apă rece pentru a elimina din amidon. Da, mama, uite ce ai făcut. Ai pus aici rozmarin. Deci, până la urmă, curcanul îl vom servi și pe el cu puțin rozmarin. M-a ajutat Raul să... Mama, hai să ne înțelegem, te rog. Eu nu am vrut. Nu ai vrut, da. Nu e nicio problemă. Cum s-a întâmplat, s-a întâmplat. Te rog frumos să nu se mai întâmple, știi? Nu-ți place? Atunci dă-te jos, mami. Nu mă dau, nu. Nu? Îți place totuși? Am să pun aici pulpa. Te rog foarte frumos. Am să pun peste ea boia. Eu pun boia. Dacă dați copiilor și piper, puteți să mai puneți și piper. Nu, mama, aia nu, aia am spus că o folosim la cartofi, da? Te rog. Te rog frumos, te rog, te rog din suflet, mami, te rog din tot sufletul meu. Nu sunt bune, normal că nu sunt bune. Am să tai usturoiul sușii. Și am să bag pe sub piele. Carnea de curcan nu este indicat să o crestăm, pentru că oricum ea este mai acioasă așa de fel și dacă o crescăm se va usca mai tare la interior. Deci o lăsăm așa cum e. Voi pune câteva bucăți de usturoi și deasupra. După cum vedeți, în tavă am și apă pregătită. Acum voi pune ulei peste pulpă și în apă. Și voi da tava la cuptor. Cuptorul îmi este preîncălzit la 200 de grade. Nu pot să vă spun cât timp voi lăsa pulpa la cuptor, deoarece nu am făcut niciodată așa o pulpă mare. Dar revin cu informații după ce o voi scoate. A trecut o oră de când am pus pulpa de curcan la cuptor. Între timp am întors-o puțin și pe partea cealaltă și acum vreau să pun și cartofii. Vom lucra aici pe blatul acesta de jos, poate Raul să își facă. Hai să-i întindem așa bine. Da? Punem boia peste cartofi. Dar nu într-un loc, așa mai mult, așa. Așa. Așa, 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 așa. Lasă, mama, fac eu. Așa. Super, mami, super, super. Uite. Da. Așa. Uite, pune ceapa, te rog. Am tăiat între timp ceapa în bucăți mai mici. Rozmarinul. Pun ulei, mami. Așa. Și am să... Da. Am să dau puțin apă.
ca să nu se prindă de tavă cartofii. Și acum voi amesteca puțin, pentru că la noi toate ingredientele au ajuns într-un loc. Încet, mama, încet. Să nu stropim. Da, foarte frumos, acela foarte, foarte frumos. Așa, încet, mama, încet, că stropim lapul, stropim tot ce e aici ajunge în loc. Încet, da? Eu m-am terminat. Da, și te aștepți pe haine, așa e? Da, nu pe când ai fost și pe șervețel și pe alte variante. Ți-ai găsit tu hainele. Așa. Dacă vreți, puteți să adăugați și puțină sare. Eu nu am să pun sare. Așa, și acum voi da tava la cuptor. Mama, vezi că acum ies apur. Vreau să pun și eu puțin. Da, aici arde, mama. Voi seta puțin cuptorul pe încălzire de jos. Ai pus și tu, mama, da, amândoi am pus. Da. Și revin cu finalul. Așa arată preparatul meu final. În total a stat cam 2 ore la cuptor. Între timp am mai adăugat și puțin apă, că am mai scăzut din apa din tavă. Sper să vă placă rețeta mea și dacă este așa, vă rog frumos să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, să avem copilul sănătos și mâncăcioși. La revedere!